Situație de criză la ambulanța din Alba. Din cauza că nu există suficienți medici, asistenții au ajuns să meargă singuri la intervenții. Tot singuri iau și decizii în privința pacienților, iar dacă e vorba de un caz mai complicat, pun mâna pe telefon și cer sfatul unui doctor. Deși conducerea serviciului de ambulanță a organizat mai multe concursuri pentru a angaja medici de specialitate, aceștia nu vor să se angajeze. Vin și cu motive, spun ei, întemeiate. E o muncă grea, iar banii sunt foarte puțini. Alo? Poftiți, ambulanța, să-mi spuneți ce probleme aveți. În tot județul Alba ar fi nevoie de cel puțin 10 medici pentru ca stațiile de ambulanță să funcționeze normal. La Alba Iulia, de exemplu, lucrează doar un singur medic pe tură. Dacă acesta pleacă la o intervenție, restul solicitărilor rămân descoperite. În cazul în care un medic este plecat în cursă cu un caz de urgență la Cluj, asistența medicală de urgență o efectuează asistenții. Asistenții noștri sunt foarte bine pregătiți, dar este nevoie totuși de medic. Sau... Am organizat două concursuri în anul acesta și nu s-a prezentat nimeni. Conducerea stației de ambulanță susține că medicii nu se înghesuie să lucreze aici din cauza responsabilității mari și a salariului mic. În aceste condiții, greul cade pe asistenți, care sunt nevoiți să facă pe doctorii. De multe ori mergem în curse singuri și trebuie să luăm o decizie singuri, fără medic, și e foarte greu. Ca asistent, responsabilitatea e foarte mare. Și mai sunați medicul pe telefon dacă aveți nelămuriri la casă sau cum faceți? Da, întotdeauna. Sună medicul și la indicația dânsului. Prin telefon? Da, telefon. Șefii de la ambulanță susțin că vor continua să organizeze concursuri pentru angajarea de medici. La concursurile ținute în ultimele 6 luni nu s-a făcut nicio angajare.